Vă salut, boșilor, și bine v-am găsit la un nou clip cu serverul Linsirium. Eu sunt Taker și vă urez o vizionare cât mai bună. Înainte de acest clip, fraților, nu uitați să apăsați și voi acel mic buton de like, să vedem și noi dacă putem să ajungem la 100 de like-uri. Pentru că am văzut că la clipul trecut, ia uite și o cremă de față acum bună, la clipul trecut s-au strâns aproape 200 de like-uri. Mă bucur că foarte mulți ați apreciat transparența legată de Young și mai multe lucruri pe care le-am vorbit acolo. Până la urmă, trebuie să fii sincer întotdeauna, subiectul, din punctul meu de vedere, era fumat de ceva timp, se știa lucrul ăsta, numai că nimeni nu prea recunoaște, nu înțeleg de ce și chiar nu pot să înțeleg lucrul ăsta, de ce până și Half Hope, într-un interviu acordat pe canalul lui Bar The Great în urmă cu ceva timp, a dat un răspuns, din punctul meu de vedere, penibil la o întrebare de a lui No Mercy. Dacă găsesc acel live, o să vi-l las în descriere. Întrebarea sună ceva de genul: auzi, Half Hope, până la urmă e legal să vinzi conduri? Și că Half Hope e permis, dar nu e legal. Păi, bossule, stai așa puțin, să ne punem creierul la contribuție. E permis, dar nu e legal. Dar cum Dumnezeu vine asta? Bă, nu știu, mie mi s-a părut incertă treaba și la el. Deci nici el nu prea știa care-i faza cu vânzarea, cu restul, și până la urmă viața a mers înainte. Până la urmă se știe de subiectul ăsta. Mă bucur foarte, foarte mult că unii dintre voi chiar ați apreciat lucrul ăsta. Pentru unii nu mai este ceva inimaginabil. Am făcut ceva iteme de când mă joc, bine, nu foarte wow, pentru că v-am zis, o să fie o serie de 0 donații. Sau cel puțin o să încerc, pentru că mereu zic că o să fie o serie de 0 donații și niciodată nu mă țin de cuvânt, pentru că până la urmă mai ai nevoie de un mount. Acum chiar o să încerc să nu donez nici măcar pentru mount. Poate în clipul viitor o să vorbesc cu Umbră și o să mă împrumute cu ceva bani, pentru că am văzut că este o deschidere destul de ieftină. Astfel o să putem să luăm și noi un cal negru, iar ar merge o medalie. Am văzut că s-a băgat pe server și evenimentul cu spirite, foarte, foarte tare. Deci evenimentul ăsta cu spirite e numărul 1, sper să țină mai mult timp. La pradă nici nu știu ce e acum. By the way, pentru cei care mai jucați pe server, fraților, în momentul de față, vreau să vă întreb dacă mai există evenimentul cu citite concentrat negociabil la metine, pentru că nici acolo nu prea... Deci am stat și am mai văzut câteva metine, nu zic, pentru că până la nivel 17 n-ai cum să nu găsești niște metine numai bunul, dar totuși... s-a schimbat ceva cu drop-ul și, by the way, nici nu cred că s-a schimbat ceva cu drop-ul, ar fi putut să schimbe doar în bine. Pentru că, dacă țin eu bine minte, este un drop crescut cu 40% la fiecare regat, dacă nu mă înșel, pentru că, da, uite, nivelul de drop este crescut cu 40%, pentru că trebuia să se țină bătălia regatelor și mi se pare că a fost o mentenanță fix atunci și nu s-a mai ținut luna asta, așa că au zis să dea 40% la fiecare regat, ceea ce mi se pare destul de fair. Bun. Trecând peste lucrul ăsta, fraților, subiectul despre care vreau să vorbesc în clipul de azi, pentru că o să stăm puțin la Amazon, ne mai facem și noi un ban, nu prea are rost să vă arăt temele, pentru că am o sabie bambus plus 6, echipamentul plus 6, o platușă de călugări plus 9 cu 500 PV, mersi Coca, pentru că i-a lăsat-o lui Umbră pe live ca să mi-o dea mie, și chiar m-a ajutat destul de mult la început. Mai am eu o platușă de tigur plus 9 aici pe care o să o schimb, încă piatra lunii pe care aș vrea să o vând, dar nici cine să o cumpere acum pe server, aș da-o pe un preț de nimic și măcar de-ar fi și acolo un 5-6 KK ca să pot să-mi iau un voucher. Dacă ar trebui să o dau pe un voucher, chiar aș da-o. Deci dacă sunteți interesați, fraților, de piatra lunii pe voucher, aveți Discord în descriere, taker, #8837 sau Instagramul CosminTKR și pentru promovări și restul, tot acolo mă găsiți. Bun, deci despre subiect, vreau să vorbesc despre un subiect, bă, fraților, deci eu nu eram total împotriva vaccinului, deci 100% total. Am mai zis eu pe live-uri că am dat de o fată așa care mi-a cam luat mințile în ultimul timp, de asta am fost și cam inactiv pe YouTube, nu am decis să mănânc căcat, chiar asta s-a întâmplat. Și iar trecând peste treaba asta, bă, ia stai așa că dacă
Parcă trebuie să dau și o nebunia asta de facecam mai mare. Oricum sunt și la cămașă data asta. E ceva mai special, oricum trebuie să plec după. Știu că mulți dintre voi sunteți obișnuiți la Boost to Goal să le vedeți pe Taker, dar de data asta suntem acolo, pe bines. Deci v-am zis că eu eram împotriva vaccinului 200%. Până la urmă l-am făcut pentru că am avut nevoie de el la un festival din București, Saga, probabil mulți îl știți. Și trecând de partea cu festivalul, bine că l-am făcut pentru că acum îți cere și la sală vaccinul, și la orice terasă, și la mall, și la biliard, și la bowling, la absolut orice îți cere vaccinul ăla. Și teoretic el nu e obligatoriu, dar dacă nu-l ai, nu poți să trăiești viața normal, cam așa e. Plus, încă o chestie foarte nașpa, eu sunt omul la care se trezește destul de târziu. Bine, o să încerc să opresc lucrul ăsta, având în vedere că a început și facultatea, dar să vedem dacă va ține, pentru că eu nu pot să promit nimic în cazul de față. Astfel, după 8, dacă nu ai vaccinul, nu mai poți să circuli, alt bullshit, e fix ca porcăria de stare de urgență în care nu prea mai aveai voie să ieși din casă, decât dacă îți făceai declarația aia. În fine, acum chiar nu am ce să zic. Și nivelul jucătorilor, fraților, cel puțin în alte țări, precum Rusia, Turcia și așa mai departe, numai, mi se pare că și Norvegia zis să se craze pe un live de-a lui, băi, au crescut cu 200%. Deci i-au baricadat pe ăștia în casă și e de înțeles pentru că nici eu v-am zis, nu mi-aș fi făcut vaccinul. Și nivelul jucătorilor pe Metin, bă, fraților, să crească cu 200%, deci 200%, nu 20% sau 100%, gen se dubleze. S-a făcut de 4 ori mai mulți jucători. Cel puțin lucrul ăsta l-am văzut și eu pe Linsirium, atât pe Linsirium cât și pe alte servere care nu țin de oficial. Și nu pot decât să mă bucur, mai ales că din punctul meu de vedere m-am reapucat și eu într-o perioadă de asta. Bine, nu pot să zic m-am reapucat. Eu am fost într-o hibernare de aia, dacă știți cum zic. Și m-am reapucat și eu după aproximativ câte luni, mă. Că nici o lună nu cred că a trecut. Deci nici o lună nu cred că a trecut la videoclipul ăla cu sfârșitul. Până la urmă știi cum e. Ori de fiecare dată când ai sfârșit la ceva, știi cum e, orice sfârșit poate reîncepe, bă, fix așa a fost. Nu o să mai fac live-uri de alea de 12-13 ore odată cu serverul ăla temporar de iarnă, dar e categoric, o să ne băgăm și 100% că o să se rebage, pentru că a fost amici, nu, prima oară a fost serverul ăla Noel, după aia au mai băgat încă un server în starea de urgență Amiciția, dacă nu mă înșel, după aia au băgat Amiciția, nu mai știu ce server au băgat, după aia au mai băgat Cartura, au băgat foarte, foarte multe servere și suntem obișnuiți cu băieții de la RO care bagă servere în continuare, iar ulterior o să se fuzioneze cu Polyphemus. Mă uitam și la padul la live, într-o oarecare măsură făcuse o analiză de piață între Tiger și Azrael, Azraelul care s-a deschis odată cu Tigerul are fix aceleași specificații. Iar acolo alchimia e de două ori mai ieftină, găsești alchimie peste tot, găsești teme peste tot și îl înțeleg și pe el, frate, pentru că nu prea mai ai să faci pe Tiger în momentul de față. Eu de asta m-am lăsat, m-aș fi reapucat pe Tiger în defavoarea Linsiriumului, numai că acolo chiar nu mai ai să faci, aici toți sunt la început, uite că am făcut și nivel 18, să ne punem și noi tigrul ăsta plus 9, nu ăsta plus 0, te rog. Altceva. Poate o să iau și o lată mai încolo. Pentru că chiar dacă ai Yang, frate, tot ce poți face e să dai în alchimie și să ții gaură, cum mi s-a întâmplat și mie de foarte, foarte multe ori. Bine, am avut și noroc de multe ori, nu zic, dar de cele mai multe ori la alchimie ai șansă de, ai mai mare șansă să ții gaură. E fix ca la jocurile de noroc. Să-ți meargă ceva e foarte greu și iteme iarăși nu prea se găsesc de Hydra, de Zodiac, de toate, nu prea găsești pe piață mai nimic. Eu nu știu cum se mai joacă lumea serverul ăla, sincer. Chiar și Pado a spus că ar fi nevoie de o fuziune și eu sunt de acord că ar trebui o fuziune. Poate cu o fuziune m-aș apuca și eu de Tiger, fără doar și poate dacă s-ar face cu Astrael, pentru că așa s-ar găsi
iteme peste tot și lucrul ăsta chiar contează, frate, să ai o piață diversificată și să poți să-ți alegi ce vrei ție. Adică, până la urmă, al lucru care mai îmi place la PAD-ul, el deja vorbește în, să zicem, 900 de ani pe serverul ăla, adică 3 lei bucata, știe și el cum e piața și deja zice, bă, ia uite, 900 de ani, rubinul full, asta 2700 lei, bă, nu e așa de mult. Și adevărul ăsta e că nu e chiar atât de mult, având în vedere că pe alte servere, și pe Facebook și peste tot, prețurile, bă, pe comunitatea din RO bubuie. Nu știu cum se poate așa ceva, că numai la noi sunt prețurile astea exagerate, dar bine că au scăzut în... deci a fost o scădere drastică, doar că acum cu procentul ăsta ridicat de 200% cât s-a aproximat, cel puțin cât a aproximat craze, s-ar putea să mai urce prețurile, plus cu deschiderea unui nou server. Dar, by the way, fraților, nu vă apucați de acest joc cu scopul ăsta, pentru că la început trebuie să fie fun, credeți-mă. Nu prea ai de ce să te joci un joc dacă nu-ți place, efectiv. Dacă n-ai... Și foarte mulți dintre mai mult ca sigur, bă, ați crescut. Nu știu câți jucători se mai apucă de Madden, pentru că nu prea mai ai reclamă așa de mult. Mai încercăm noi să mai facem reclamă pe YouTube, dar cred că tot veteranii se uită cel mai mult. Pentru că înainte vedeam reclame peste tot, vedeam trailerul ăla cu cu toate caracterele, toate alea patru caracterele, Sura, Shaman, War, Ninja, pe militar, în deșert, mergeau acolo. Era trailerul ăla, bă, băgat peste tot, peste tot, pe TPU, pe toate site-urile care existau atunci și erau în vogă, în von. Dar acum nu prea mai există reclama aia, noroc cu noi care mai facem YouTube și avem o oarecare influență acolo. Da, na. Bă, fraților, în orice caz, cam ăsta a fost cu clipul de azi. Eu am fost Taker și până data viitoare noi să ne auzim cu bine. V-am pupat. Ciao. Nu uitați de un follow pe Instagram, CosminTKparâs, și un ad pe Discord, Taker, hashtag 837, în caz că aveți nevoie de vreo promovare la vreun server sau vreo intermediere sau orice altceva, mă găsiți acolo. V-am pupat. Ciao.